am ajuns în sfârșit în Doha, am trecut de emigrări și de tot. Și mergem la hotel. Me too. Wow. There's someone in? The luggage, our luggage is in. Și am ajuns, asta e camera noastră. 1202, zice că e la etajul 12. Oh, wow! Yeah, turn on the lights. Ah, no, you can't. No, you have to put it. He said it's nice room. Yeah. Ce frumos! Asta e și turul camerei cu ocazia asta. Vai cât e de frumos și de frig. Ah, smells beautiful. Suntem la Golden Tulip în Doha și camera asta a fost cam $120 pe noapte. El zice, Tim zice că ne-ar fi upgradat ei, nu știu sigur dacă e adevărat sau nu. Am zis că să vă fac un turul camerei, să vă aveți o idee așa cam ce puteți lua de $120 pe noapte. Noi stăm 3 nopți aici. Și cum intri... scuze. Un birou cu o oglindă, un aparat de făcut cafea și aici astea obișnuite. Ce e aici? Miere, cred. Și aia să vedem patul. Mâine să vă arăt vederea. Așa, și aici e zona de dulapuri. Ia să vedem ce e aici. Au și cântar. They have scale also. Ia să vedem. Așa, în dulapuri. Oh, și fion, deși nu mă mai spăl pe cap. M-am spălat aseară în Iași la Unirea. Și acum să vedem baia. Oh, e faină. Yeah, very nice. Dar e așa de frig. Ala de baie. De AC? Bună ziua. Bună ziua. Și acum mergem să căutăm ceva de mâncare, căutăm restaurantul. Și mai explorăm un pic hotelul, am înțeles că au și spa, au și saună. Noi suntem la etajul 12. La 14 am înțeles că au spa-ul și gym și nu știu ce mai au. Dar vreau să vă zic că e un frig în cameră, de nu mai pot. Era setat pe 23 de grade, dar e foarte, foarte frig. Am închis aerul condiționat. Aș fi vrut să cresc temperatura, dar nu am reușit. Nu știu dacă pot să cresc temperatura. Am impresia că merge doar pe răcorire aici. Și da, și acum mergem să mâncăm ceva. Ce faci?
fome? Mori? Não morri. Não morri de fome? Deci n-ai seama. Și am avut aici un fel de supă de lobster, zice. Avem un fel de bufet acolo, $30 de persoană. Acolo sunt orez, vită, pește. Acolo sunt salate, prăjituri. Și aici cafea și apă. Am mâncat destul de mult. Am luat scările. Și acum mergem în camera noastră pe ieșirea de incendiu. Și abia suntem la nivelul 2. Etajul 2 mai avem până la 12. Bună dimineața! E... cât e ceasul? 9:15 și așteptăm, coborâm acuș pentru că o să mergem într-un tur al orașului și am înțeles că pe la 9:30, 10:15 vine șoferul să ne ia, șoferul ghidul de fapt, și am fost și am mâncat. Prețuri sunt mari pentru România, mici pentru Australia. Dan? Da. Și, da, urmează să merg la baie, mă spăl pe dinți și după aia să plecăm. That's nice. Afară plouă, destul de nasoală vremea. Lups! Am înțeles, magazinele s-ar putea să fie închise pentru că a plouat. Abia s-a oprit ploaia. Street food? Street food. Traditional. Beautiful. We have to come here in the night. Yes. Aici devine și noaptea. Is it because of the rain or is it too early? It's because of the rain and it's 5 days.
What is that building? That's the hotel. Hotel? Yes. Where we came out, okay? Yeah. So from there, if you come here in this place, you can find the taxis here as Taxis. Oh, yes. Yes. And then, if ever you wanted to go to Falcon Market, Soup Falcon, you have to come to this mosque and then you will go here straight. You for the fan. See, yeah, Falcon Subwaki Falcon Hospital. This is the one of the biggest hospital. Oh, even hospital is there. Wow. Much bigger than the humans hospital as well. Wow. And these shops are for birds and that's for Falcon Hospital. Oh Falcon. My god. Just Falcon, no other birds. Only Falcon. No other birds, wow. If ever you are coming. Beautiful this place. Yeah. That's another mosque or is the same? It's another mosque. Another. Aici nu știu exact unde suntem, într-un nursery. Miroase a petunii. Frumos, așa-i? Și tot asta e numai flori. Ce faci, Lups? Uai, umezeala se dă la mine. Am oprit undeva, nu știu exact unde suntem, dar aproape de centru, aproape de oraș. Deși, habar n-am, tot aici e în oraș, habar n-am unde suntem, nu știu nimic. Al Dafna. Auzi, suntem în Al Dafna. Și pe a plouat, ăștia nu s-o obișnuiți aici cu ploaia și n-au sisteme de scurgere. Și asta ne spunea, că să dați un pic peste cap acum de ploi, că a plouat azi noapte și azi toată ziua. Și să dați un pic peste cap. Habar n-am unde suntem. Do you know where we are, Lups? Al Dafna. Eu habar n-am unde suntem, el pare să știe. Eu habar n-am.
Welcome to Museum of Illusion here. Oh. Am intrat într-o toaletă și nu știu ce s-a stea. Sunt exact la intrare. Habar n-am ce-s. Așa păiau toaletele aici. Așa arată. Sculpturile astea sunt făcute din resturi. Wow, look at that! Suntem încă cu turul cu ghidul nostru care intra la un ATM acolo să-și scoată niște bani. Și nu știu exact cât mai avem din turul ăsta. E interesant, dar partea faină e că zice mergem la Cultural Center, mergem la centru cultural, dar nu văd decât restaurante și mall-uri scumpe. Și bine că acum, din câte am înțeles, fiind vineri și dimineață, lumea e încă acasă, încă dorm, ci că ăștia localnici în weekend, joi seara, merg în deșert și dorm acolo și vin vinerea puțin acasă și după aia iar merg. Vin vinerea, merg la moschee și după aia iar merg la în deșert spre seară. Ce că căsuțele astea sunt de închiriat. Vreo $1000 pe 4 ore și poți să gătești acolo. Se pare cam scump. Ghidul nostru a rămas acum să ne cumpere cică niște ceai tradițional și noi am venit aici să vedem turnul ăsta cu porumbei. Cică turnul ăsta a fost construit doar pentru porumbei. Ia uitați-l. Opa! Aia acolo am înțeles că e moschee albastră. Și acolo ghidul nostru a zis că ne oferă parte din tur ceai tradițional.
Cât e de frumos și de aici putem vedea Qatarul, Doha și Cultural Village-ul. Foarte frumos, foarte frumoasă Doha, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Asta în spate, toată construcția asta, de fapt sunt de un fel de munte. Și tot asta e făcut de om, de mâna omului, ci că au adus aici nisip, pământ și, și l-au construit. Mamă, cât e de frumos! Foarte frumos! Lumea asta e așa un loc frumos. Trebuie doar să ai posibilitatea să poți să o vizitezi, nu trebuie nici să stai în cel mai fancy, cel mai șmecher hotel, nici cele mai șmechere lucruri, doar să vizitezi, doar să vezi. Yes, yeah. Wow. But that's not Doha. That's Doha. This is Doha. Also, you can come to for exercise. Beautiful. Oops. It's an Iranian restaurant. Beside the king, who else shops here? Everyone. So close. Asta ce căs casele localnicilor. Is this where you live? No, different place. Different.
Și aici bucata asta e făcută exact copie după Veneția. Dar nu mi-aș fi închipuit că au și Veneția, o bucată de Veneția aici. Pare rău dacă vă bățâi. Cu minte, dragă. It's recording. Dibil, dibil, dibil. I know it's recording. Oh, ce fac? It's frumos. Oh, sorry. No, come. Vă vine să credeți că asta e în Qatar? Mie nu. Is this the last point, no? On the trip? I think it might be the last. Yeah. No, this last is a mosque. I mean, he's not that keen to show it. No, no? What do you say? Cucu. Gata plimbarea noastră, turul de fapt. Și suntem înapoi în camera de hotel. O să mergem să mâncăm ceva acum. Și apoi mergem pe jos, e un muzeu de artă islamică sau ceva, aici, aproape de hotelul nostru. Și tot așa, oceanul și plaja, am văzut că e aproape, nu-i mult de mers. Și o să mergem până acolo. Dar întâi mergem să mâncăm. Și după ce mănânc, o să iau o pastilă pentru durerea de cap, că... You have shawarma? Yum! Oh, she shawarma. Wow. What is that? Bun? Noi am ieșit la plimbare. Am ieșit să explorăm Doha perpedes. Bună ziua, dragă! Sing offline, da. Ia, și el și-a descărcat harta pe telefon, Google Maps. Bună ziua! Bună ziua! You want to see the Museum of the Islamic Art? Da! Și mergem la Muzeul de Artă Islamică. Mai devreme, când eram cu ghidul, n-am putut intra pentru că e vineri azi. Vineri la ei e prima zi de weekend și n-am avut ce să facem. Așa că a trebuit să ieșim mai târziu și fără ghid, dar nu contează. E cam înnorat, nu? It's cloudy. Ta-da! Am venit înapoi în cameră să ne schimbăm, adică eu mai ales să mă schimb. Și mi-am luat o bluză și blugi. Pentru că am ieșit în rochie și am ieșit să ne plimbăm, să mergem la centru de artă islamică și nu știu mai unde, n-am avut probleme cu nimeni, n-a comentat nimeni, dar în schimb am avut toate privirile asupra mea. Deci am ajuns la concluzia că aici nici nu contează, ești urâtă, frumoasă, grasă, slabă, oricum ai fi nu contează, ești femeie și toți ochii-s pe tine. Și am venit înapoi, am venit să mă schimb, mi-am luat blugi, nu știu cum, blugi care smulați, e mai bine decât rochia. Habar n-am cum treaba asta e mai bine,
Dar am văzut foarte multe filipineze și, nu știu, tailandeze, nu știu ce s-a stea aici, care toate purtau blugi. Așa că am venit înapoi la hotel și m-am schimbat. Și acum plecăm iarăși, runda a doua, și sper să nu... Adică oricum o să am priviri pentru că ies în evidență. Majoritatea fiind filipineze, tailandeze, brunete, sunt cam singura blondă de pe aici. Și oricum ies în evidență și am priviri dar asupra mea, dar vreau să evit așa cât se poate prea multă atenție. Și acum o să luăm metroul și vreau să meargă să vadă un mall, cel mai mare mall de aici. Și venise unul cu un taxi să ne ia. Am scos niște bani și uite așa arată. Habar n-am ce avem aici. Ăsta 50, ăla 100. Ah. Ok. Am ajuns în sfârșit, dar nu știu unde mergem, acum așteptăm în engleză. Am luat un fel de pas cu dus întors. A ajuns în sfârșit în Mall of Qatar. Și mare. Zice că e cel mai mare de aici din zonă. Poate nu mai duci de berbeleacul. Fii atent aici ca să ieși. Trebuie să iei liftul, domnule, de la un nivel la altul, de la un peron la altul. Oh, e mare! That's the exit, way out. My main station. Fiorita, mai stația. Suntem în... what is the name of this place? Mașina. Suntem... și-am luat un autobuz, e gratuit. Și mergem în Suq Waqif, care e aproape de hotelul nostru. O să mâncăm ceva acolo. Și am fost acolo astăzi ziua, dar ne-a spus că e... toate magazinele sunt deschise acum noaptea. Și
să mergem acolo, să căscăm gura și să mâncăm, că nu mai pot de foame. Right? Foame? Nu au murit de foame. Ăsta-i sucul Achif, unde am venit astăzi și era gol. Acum e super plin. Acum suntem undeva în centrul istoric al orașului, într-o piață. Ce că a fost construit asta în 2004 s-a deschis și l-au construit intenționat. The corn. Ne a venit în sfârșit mâncarea. Și avem, cred că, butter chicken? Sos. Sosul. Acolo e butter chicken and biryani, or what we have? Yeah, butter chicken biryani. Așa, și naan. Și lup. Și sare și piper. Sare și piper. Am văzut sucul Achif și acum mergem pe partea alaltă să vedem Perla, Muzeul de Artă Islamică și nu mai știu exact ce mai e acolo și au făcut un fel de pasaj pe sub autostradă. Aici mergem acum, Banana Island.
vizită în Qatar fără un parc, o plimbare cu barca, nu? Trebuie să vedem orașul de aproape. După lupte seculare am ajuns în sfârșit la hotelul nostru. Aici e. Opa. Oh, one of the lights. Where? In the light. Miau. E cam 12:30, cred. Sunt moartă de oboseală astăzi. Am mers, cred că vreo 22.000 de pași am făcut. Am mers destul de mult și am reușit în sfârșit să fac un duș, să mă demachiez, să mă dau cu cremă și să mă spăl pe dinți. Și acum o să mergem la culcare. Mâine o să facem un fel de circuit prin deșert și abia aștept să văd și chestia aia și gata, duminică plecăm spre casă, plecăm înapoi spre Australia. Mi-a plăcut Doha până în prezent și da, dacă aveți vreodată tranzit sau dacă vreți să veniți să vizitați, impresia că și România e visa free, adică o primești viza exact când ajungi. Noi, nu știu bine că noi, având cetățenia australiană, suntem obligați să plecăm din țară doar cu pașaportul australian, suntem obligați să circulăm doar cu pașaportul australian și pentru australieni am impresia că nici nu costă nimic, nu știu pentru celelalte națiuni, celelalte naționalități, dacă trebuie să plătiți ceva sau nu, dar chiar și dacă ar trebui să plătiți, tot se merită să veniți. V-am lăsat, ne vedem mâine, pa!